Fiecare semn zodiacal este diferit în felul său, iar fiecare persoană născută sub unul dintre aceste semne poate lua sau nu caracteristicile zodiei. Aceste caracteristici nu sunt întotdeauna unele bune, printre ele regăsindu-se și minciuna, manipularea și individualismul. Conform pe ros.ro, ca semn de aer, gemenii știu să comunice foarte bine, folosindu-se de această calitate pentru a fabrica adevărul, dacă este necesar. Conduși de Mercur, planeta vicleană a zodiacului, gemenii sunt mereu dornici să se angajeze într-o conversație suculentă, chiar dacă trebuie să modifice puțin adevărul pentru a obține stimularea mentală la care tânjesc. Balanțele sunt fluturii sociale ai zodiacului orientați spre parteneriate, pentru că vor face orice pentru a evita confruntarea sau conflictul, de multe ori aceștia vor spune minciuni pentru a păstra pacea și a fi scutiți să dea explicații. Ei pot fi considerați mincinoși din exterior, dar balanțele văd acest lucru ca fiind unul foarte necesar. Ca semn de foc al zodiacului, săgetătorul privește doar imaginea de ansamblu, ceea ce uneori îi poate face să uite detalii esențiale, făcându-l să îndoiască puțin adevărul, fără să-și dea seama întotdeauna. Săgetătorii vor să evoce reacții mari din partea oamenilor atunci când își spun poveștile aventuroase și sunt dispuși să facă lucrurile să pară mai dramatice decât sunt de fapt, pentru a câștiga câteva puncte. Nativii săgetători sunt mult mai interesați să-și trăiască propriile aventuri personale decât să ia în considerare faptele existente și reale. Peștii sunt cabureții care absorb energia din jurul lor fără să facă eforturi prea mari, în timp ce acest lucru poate funcționa uneori în favoarea lor. De multe ori poate însemna că sunt puțin predispuși la înșelăciune, determinându-i să nu fie întotdeauna sinceri, fără să-și dea seama că au fost potențial mințiți pentru început, conform pe ros.ro.